Te salut, drag, eu sunt Radu Leca. Mă bucur mult să te văd azi. Când vine vorba de emoții, acestea apar când te aștepți mai puțin de la oameni de la care nu te aștepți. Oamenii pe care îi vezi drept puternici, oamenii bazați, oamenii respectabili, oamenii ce sunt și au o anumită imagine și reprezintă o imagine, se intimidează brusc în prezența unei anumite persoane despre care nu știu nimic sau aproape nimic. Specialiștii vin și spun așa, avem de-a face cu o reacție hormonală. Ok, eu înțeleg. Avem de-a face cu o reacție afectivă, emoțională. Ok, în baza amintirilor tale, persoana respectivă seamănă la chip sau un comportament cu o anumită persoană care a însemnat ceva pentru tine. Totalitatea elementelor pe care tu le realizezi pe parcursul unei zile care sunt negative atunci când te întâlnești cu persoana respectivă, datorită unor aspecte ce nu țin de tine, ies la suprafață, emoțiile simțite mai devreme și nu are legătură ceea ce simți în prezența ei cu ea, cu acea persoană, ci cu ceea ce ar fi trebuit să simți, dar nu ai vrut să simți în urmă cu ceva minute. Și atunci tu trebuie să stai și te gândești așa. Ce se întâmplă concret cu tine? De ce ai senzația că ai o ceață la nivelul creierului? De ce nu mai te poți focusa? Și încep să-ți apară așa liste multe, care se bazează pe tot ceea ce înseamnă experiența ta. Da, dar în interiorul acestei experiențe tu trebuie să spui în felul următor. De ce din punct de vedere psihoemoțional mă simt atât de dărâmat de, și aici avem două variante. 1. Prezența persoanei. 2. Afilierea cu această persoană. 3. Incapacitatea ta de a face față la o simplă discuție cu acea persoană. Ce se întâmplă? Evident că răspunsurile te încarcă din toate punctele de vedere. Te încarcă în primul rând în raport cu rușinea, în raport cu tine. Rușinea pe care tu o simți în raport cu tine. De tipul cât de rușinat mă simt că nu îi fac față. Și aici ai o întrebare în subsidiar, de ce simți că nu îi faci față? Sau ce are ea atât de interesant, de important încât tu nu îi poți face față? Sau de ce anume te temi că nu îi poți face față? De ajuns să crezi că nu îi poți face față. 2. Relația ta cu tine și cu cei din jur devine din ce în ce mai proastă în prezența ei, respectiv. Odată cu apariția ei în gândurile tale, ție începe să-ți meargă prost în relație cu tine, nu te mai poți focusa la toți ceilalți, practic ea îți adună toată energia și o poziționează în relația voastră, fără să-și dorească acest lucru. Nu o face conștient. Sub nicio formă nu o face conștient. Și aici avem de-a face cu mai multe elemente care îți apar în minte, de tipul să dorința de a o lua de la început, de a te simți din nou tânăr. Primul punct pe care tu îl atingi în această structură cognitivă este să înțelegi ce te face, în primul rând, să simți că ești din nou tânăr. Un copil. Să-ți faci un copil, să ai un copil, să fie doar copilul tău. Că îl faci cu ajutorul băncii de spermă, că îl faci in vitro, că iei o mamă surogat. Da? Copilul tău. Bun. Ăsta e un semn de întrebare mare. Fiindcă este clar că se întâmplă ceva extrem de important în mintea ta. Cum deodată, da? Cum spune scriitorul, brusc și deodată, și zâmbești după, ți-a venit în cap ideea de a te restarta, de a o lua de la început să-ți faci un copil nou. Copiii tăi din prezent ce au? Nu sunt buni? Foarte buni. Ai senzația că o să poți să îi oferi din punct de vedere genetic un plus? Să te simți tânăr. Ăsta este elementul principal. 2. Nu îți mai place nimic ce ține de tine. Băi, da, nimic.
Nimic. Al doilea element care trebuie să aibă un semn de întrebare. 3. Te simți extrem de emoționat, nu te aduni, te porți ca un adolescent și intrăm pe un răspuns predefinit despre care oamenii o să spună: Radule, vorbim de dragoste, nu e dragoste. Nu, e frică foarte mult. E ceva ce nu poți controla. E un sentiment care te aruncă în afara normalității. Dacă de tine depind foarte mulți oameni și tu ai mintea praf, da? Ca doctor, ca jurist, ca avocat, ca sociolog, ca manager de firme, ca psiholog, ca orice, ca stomatolog, cardiolog, oamenii depind de tine. Ok, tu ai mintea praf din cauza persoanei respective. Ce faci? Unde te duci? Cum te împarți? Și atunci, cea mai bună și concretă soluție clară este să ai o conversație, să discuți, să conștientizezi încă o dată pentru a ena oară după ce tu ai gândit de multe mii de ori că este ceva în neregulă cu tine, dar doar în prezența ei, a persoanei respective, să vă strângeți mâinile și fiecare să ducă pe drumul său. Fiindcă dacă o persoană de acest tip ajunge să aibă, să dețină atât de multă putere față de tine, tu ești pierdut. Că ești pierdut. Te salut cu drag, eu sunt Radu Leca și de 20 de ani repar și construiesc suflete și oameni. Te aștept la cabină.